Pe Instagram, pe marius.lunganu, știți că am intrat în România, știți că mă duc acasă, așa că am zis că să fac un vlog din țară. O să merg de la Târgu Secuiesc, o să merg către Focșani, prin serpentinile alea nebune pe acolo. Așa că rămâneți pe vlog. Haideți să-i dăm bătaie. Sper să n-avem radare, să mergem liniștiți, să fie treaba. Hai că mai am până la Brașov 96 de kilometri. Am stat o oră jumate. Am lenevit. Așa că-i dăm bătaie. Mi-aduc aminte, acum 2 ani, la podul ăsta, la ieșire din localitate, veneam din Italia cu un prieten, eu eram cu mașina mea și el cu mașina lui, și era o groapă exact în dreptul la podul ăla, și a luat groapa aia atât de tare, de i-a tăiat cauciucul și a rămas pe pană. Mamă, ce... Și i-a tăiat cauciucul și a rămas pe pană. Și aici la ieșire din localitate ne-am oprit și am schimbat cauciucul. Bă, dar l-a tăiat atât de urât. Deci a ieșit tot aerul instant.
Vedeți ce ascultam eu dimineața la ora 4. Nu e asta. Ascultam altceva dimineața eu la ora 4. Ați văzut și voi pe story că am pus story-uri pe Instagram. Să dăm la istoric. Haide, mă. Mișcă-te. Bă, semnalul ăsta în România e cam nasol cu el. Prea am semnal mai deloc. Ia vedeți voi ce ascultam eu dimineața la ora 4. Pentru nașul și nașa, generică și mireasa, toată lumea de aici din seara asta frumoasă, familia Tulea, prietenul meu să știe, Dana și Tulea. Bine, mă! Știu că tu poți fără mine viața mea, nici eu nu pot fără tine, iubirea mea, face-mă mor ca un film. Hai, hai, mănăsă, te rog, iubirea mea, știi bine ce vreau, da, un pic să-ți dau. Hai, hai, mănăsă, te rog, iubirea mea, știi bine ce vreau, da, un pic să-ți dau. Tale. Au
mare mi-a două alinare. Ai formația și... Ai fost și rău, iubirea mea de fără să-ți spun, nu știi. Orice-ar fi, tu să știi, din altă inimii, tot timpul te voi iubi. Nu mai cura să mă lași să trăiești fără mine. Alex de la Caracal. Ia să vedem ce mai scos să stau. Hop, tati. Că se lucrează. Avem de urcat pe aici și de luat curbi și nebunii. E geale. Nu suntem pe Oituz. Nu m-am mai dus pe Oituz. Am venit pe partea asta, Târgu Secuiesc, Focșani, direct. Am o leacă de urcat pe aici. Fac un consum de vreo 30. Dar sper să ajung mai repede. Adică kilometri mai puțin. Hai, tati. Hai, Golano, hai de tati.
avea Kita în spate. Pe aici să vii cu 24 de tone. Fai de capul meu. Fai de capul meu. Faci consum de 50%, cred. Deci m-a terminat semnalul ăsta la telefon de pe România. Ei, jale mare, gal. N-am putut să ascult o muzică pe aici după ce am trecut de Brașov. Numai fără semnal am stat. Băieți, eu sunt aproape la Tiștița, la Focșani, dacă știți. Am chemat cineva după mine că nu mai am program. După aia mâine mă duc la... Mâine mă duc să fac ITP-ul. După aia luni la descărcare la Tulcea. Și aia a fost. Muzica nu merge. Lăutare nu cântă. Asta și-o lăsa BMW-ul în drum. Că na. Trebuia și ceva în drum să stea. Mamă, ce curbe pe aici. Chestia e că mai am de condus 10 minute și vreau să ajung la Tiștița, în parcare unde am chemat șoferul. Hai că da. Să te iubesc atât de mult. Și m-am jurat pe viața mea. Nu te aștept pe niciuna. În viața mea l-aș fi noi în ultimele 15 minute am avut consum de 30. Prin munții aia, prin tai de capul meu. Merge o muzica asta, nu vrea să meargă deloc.
Hai că cu 70 am mers. Thank you.
Bă, la moară Gibelan dacă nu mă țin eu după ăsta cu microbusul, frate. Bă, mă țin urât după el. Bă, și dă ăsta mă mâncață și care are stație. Eu nu am stație, eu n-am stație pe nebunul ăsta. N-am stație. Bă, e răpănos grav, 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 grav. Azi cred că m-a dus în spăl. Am dormit 2 ore jumate azi noapte, nu mai pot. Bă, stânga, dreapta? Stânga? Dreapta? Nu, înainte. Bă, ce-mi place în România asta, mă, mâncați așa. Bă, ce-mi place în România asta, bă, frate, bă, că... Bă, bă, indicatoare, bă, indicatoare nu mai sunt, bă, le-a furat romanii. Bă, a furat romanii indicatoarele și nu mai există. Nu mai există indicatoare. Când am ieșit din... Cam, a fost la Tulcea, am descărcat. Evident că n-am avut voie să filmez, nu? Păi da, păi cum, băi, să filmăm noi? Așa. Și ce mi-a zis? Când am ieșit la poartă acolo, îl întreb pe portarul ăla. Ca să ajung la Galați, stânga sau dreapta? Că nu putea să fac la stânga. Că, bine, nu era indicator, nu era nimic. Dar zic că nu, fă la stânga, că te duci în oraș și îți dau ăștia amende. Zic că eu pe acolo am venit. Am venit prin oraș, mă, eu m-am dus prin Tulcea, prin oraș. Dar bine, dacă eu nu am văzut nimic. Deci nu erau indicatoare de 3 tone jumate interzis. M-am dus înainte, bam, 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 2 senzuri giratorii, al treilea sau al doilea am făcut la stânga și aia am fost. Că dacă nu există, nu există. Și la fă la dreapta, la următoarea stradă faci la stânga și după aia faci la dreapta când fața interzis și la next faci iar la dreapta. Deci noroc că am ținut minte, că altfel mă rătăceam în Tulcea. Nu m-a rătăcit în toată lumea asta, mă rătăceam în Tulcea. Mă, încă o ardă tapia din Tulcea. Ah, bă, ce de azdroanțe. Bă, ce de azdroanțe. Uite, bă, ăsta era cu Fiat-ul de pasul lui. Acum ieșim din Isaccea. Bă, v-am zis eu pe story că le-au pe bunicul meu cu mine. Da, nu am vrut să mai meargă, e teamă cu COVID-ul. Ăsta era dar. Bă, eu când îi văd pe ăștia cu măștile, bă, nu mai sunt iconiții și parfumuri și nebunii de astea la oglinzi. La oglinzile din interior de la mașinile mici, acum stau ăștia cu măștile atârnate, zici că au radar. Zici că au radar pe mașini. Da, nu mai mers cu mine că e teamă de virusul ăsta și na, au rămas acasă. Și m-am dus singur, am plecat la 3, am plecat la Bârlad. Și am venit cu nebunie. Nebunie și veselie, bă, un somn pe mine când am venit în coa, aoleu, când m-am dus la Tulcea, bă, un somn pe mine. Așa somn ce am avut. Dar am ajuns la descărcat și m-a băgat aia în pâlnii repede. Ia, ăla era, da. Aia e miliții. Nu-i miliții. Bă, e miliții. E radar? Nu-i radar. Radar? Radar. Ai, când merg eu cu 90, dacă, băi, cum? Când merg eu cu 90? Suntem în localitate, dar nici pe aici nu. Nebunii, taică, nebunii. Revărsarea. Care ești din revărsare, ești afară? Da, și am ajuns la descărcare și m-am băgat aia în pâlnii. Bă, deci am văzut, în port am descărcat. Bă, ce era acolo în cațe și ochii tăi? Bă, toate camioanele vechi din România, cred că erau adunate acolo, mă. Bă, toate, mă, bă, toate mi-erau mile de ele. Bă, prăfuite, năcășite, ai lei, Doamne, ce era acolo. Bă, aiurea. Dar vechi, mă, vechi. Bă, și tractoare la fel. Cele mai vechi tractoare. Și tractoare pe acolo de nici nu am văzut în viața mea tractoare din alea. Bă, vechi rău de tot, vechi rău de tot. Asta e poliție. Nu e poliție. Vechi. Bă, ce frumos e dusterul ăsta. Bă, îmi plac alea cu dusterurile astea. Așa un pic, nu mult. După aia se obișnuiesc cu mine și nu.
dar sunt frumușele, să zicem. Să zicem așa. O, cu tata, mă, ce fel e asta, mă, gata, ți se ridică alea în gât. Ți se ridică nebunile în gât. Mă, ce-i de ăsta cu microbuzul, mă, gata, nu știu dacă are oameni, auta-l, auta-l pe asta. Auta-l pe asta. Asta, cred că e de vreun, vreun pacient cu una la urechi. E de cu lopata, sigur. Ori gol, ori are saj de cartofi. Una din două. Da, mă, băieți, și-am dormit o oră jumate și așa somn ce m-a luat pe mine când m-am dus acolo. Aproape de tulceam un somn, am zis că descarc și bag vreo 5 ori somn, dar uite că nu mai bag, dar cred că bag după ce trec de Galați. După ce trec de Galați, mă opresc la Hanu, bancuții acolo, mănânc ceva frumos, bam bam, și după aia cred că trag un somn eu frumușel așa că, na, hai bus că nu te depășesc eu, am zis că na, mergi și tu mai cu veteză și hai stați, dar e altul cu camionul în față, l-am văzut, mă duc după ăla. Mergem după ălalt. Asta are tonaj, asta ne ține după el, dar îl depășesc, îl fac frumos imediat. Îl fac fetiță, una, două, îl face tati fetiță. Una, două, îl fac fetiță. Hai vedem cum găsim o cale liberă, cum bam bam, văruțul. Văruțul m-a îmbatat. Văruțul m-a îmbatat. Hai băieți, hai băieții! Auto-l mă cât îi trebuie la ăla, mă, uită-l mă cât îi trebuie, mă. Bă, cât vă trebuie, mă, mâncavași, ochii voștri, mă, ori vă băgați, ori nu vă mai băgați, mă. Bă, 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 calco! Arde, tati, la demaraj de mănâncă 5 găleți. Bidon. Îi dăm la pedal aici, scalci frâna. Frâna de motor, compresorul, poi tati. Păi eu nici nu cal frâna acum. Are un pedal aici. În dreptul la ambreiaj DAF-ul are o pedală și compresorul ăla. Știi ce tine știi. Blochează niște, blochează din ce știu eu, blochează gazele în eșapament cumva și îi blochează puterea ei, nu știu, să vă explic, nu sunt în domeniu. Nu sunt în domeniu să știu exact. Trecem tot pe la Galați. Trecem tot pe la Galați. Cred că ne vedem acolo. România, trezește-te. Băgă menși până am buzunar. Și așa n-am niciun ban. Bă, n-am... N-am bani de ajunși ca să plătesc bacul, să trec la Galați. Să vedem dacă pot plăti cu cardul sau să-mi dea ăștia factură. Mamă, cât a codălău, vai viața mea. Bine, e cam mic, cam mică coada. Înainte prindeai coadă până în satul ăsta. Până în satul ăsta se prindea coadă. Aminte, veneam cu tata, veneam cu el,
Pentru ce am luat Tulcea, l-am încărcat. Și cream piatra de pe la Tulcea. Și prindeam o coadă pe aici și partea aia de la Galați trece încoași din partea asta, strege dincolo la Galați. Prindeam o coadă groaznică. Asta cu ambulanța s-a intimidat și s-a oprit la un moment dat și m-a lăsat pe mine să trec. Bă, dar s-a oprit, gen, s-a semnalizat dreapta, a culcat frâna, s-a oprit, mai avea, mergea cu 20-30 la oră ca să-l depășesc. Nu avea omul stabilitate pe el să-l țină din spate, se intimida omul. Aia că am reușit să plătesc bacul cu cardul. Bă, doar că am 2 ore de când stau în coada aia. De-abia acum vine bacul ăsta și se dau ăștia jos și ne urcăm noi. Bă, mi-e atât de somn de nu mai pot. S-a atât de obosit.